Ce s-a întâmplat, doamnă? De ce plângeți? Plânge mușca fata câinile. Mușca s-a dus cu mamă și cu tată și s-a dus la cineva la vizită și au luat doi câini mari al Roivare, au lăsat femeia aia de șchis poarta, că e de pătare de mine. Când a venit fata acasă, m-a spus că o trântit-o jos, o mușcat-o ginele, mușcat în două locuri, trei. Fata-i mușcată 6 copci, umflată buza, e cu gura, stresuri toată noaptea, n-am dormit cu ea. Cum vă simțiți, doamnă? Foarte rău mă sunt. Revoltată, foarte... plângeți? Plânge, toată noaptea, n-am dormit. Sunteți foarte supărată. Foarte. Nu, așa ceva, fata mea pe acasă, mama lui fata e persoană cu handicap. O speriat-o și pe ea mușcată, ginile la fel. Vă gândiți să dați în judecată? Da, da, nu las. În judecată merg mai departe cât se poate. Dar e periculos, doamnă, să mergeți așa pe stradă, acolo la dumneavoastră? Da, uite, doi câini mari, Roivare, așa au lăsat poarta deschisă femeia, au lăsat. De unde s-o dat seama că ajunge când ea s-o moșe? Să sară, de-abia s-o reapărat, fata toată mușcată. Mi-a făcut convulsii, 2 ani și 4 luni. Mi-a făcut convulsii asta noapte de la sperietura ce-a avut-o. Și ea și mama s-a acasă. Mama s-a așa cum e în pat. Nu-i bună de nimic. S-au speriat, v-ați speriat rău, da? E speriată rău, mama, e persoană. Dureri. Cu spatele, nu? Da, doamnă, puteți să o țineți cumva așa? Așa. Gata, e și buza umflată, toată sângerează. Așa nepăsătorii. M-au zis să nu spun că o mușcat-o cu o fotă. O lăsa poarta deschisă. Bine, tu ce pomică sunt? Nu. Și aici 6 copci, 3, și aici 3, dincă orice 3, are tot piciorul, nu știu dacă mai poate să calce și niște cu piciorul. Două săptămâni, da, se rupte hainele să acasă, le-am dat aseară. Am tăiat cu farfica, că n-am tăiat ciorapul cu totul, o mușcat pantalonul, l-o rupt. E rupt, e scoasă carne din pulpă, e scoasă, da, e scoasă. Și doamna, ești acordul doamnei. Aseară am fost informat de neamurile noastre de la Pădureni că a fost mușcată o nepoată de-a noastră de 3 ani, de 2 câini Rottweiler mari. Au mers în vizită la neamurile noastre și de acolo au văzut câinii pe stradă, n-au știut că e mușcă, nu s-au ferit, câinii au sărit și au mușcat. Sunt periculoși? Rău. Așa cred că sunt periculoși, putea să întâmple mult mai rău decât așa, putea o tragedie. Poate doamna a uitat, vecina noastră, că e o fată bună, ea e o fată bună, dar poate a uitat ușa deschisă, a uitat să-i lege, poate. Au scăpat și au mușcat fata, tata și mama. Mi se pare normal? Nu mi se pare normal. E periculos să lași copii să fie pe stradă și să fie pe sigur că nu, dacă ți-avea dumneavoastră copii, cum ar fi, nu?
mergi cu copilul pe stradă la plimbare și te trezești că vine câine și te mănâncă. Da. Așa. Da, sigur. Și eu am pus la o vecină. În momentul de față când am venit, am văzut două persoane cu fata. Să lupta cu câinele. Cu doi câini. Cum nu pot să-i spun cum îs. Așa. Și am luat o piatră de acolo, două. Uitați, una aici și una în drum. Vecinul m-a văzut, Mihai. Vecinul meu. Alcum era fata, nu caut. Ori o muscat-o aici și aici, la pulpă. Și pe taică-s-o aici. I-au sfârșiat hainele de pe ea, fetiței? Da, a rupt pantalonul. Și am zis, stai cu mince, am vrut să sun eu după 112 salvarea de urgență ca să o trimit. Și copilul s-a dus acasă. Cu fata și nevastă sa. A venit la mine în vizită. Suntem cu scrii, fratele meu e după soră de-a ei. Am dat cu caremită. Două caremită am prins aici din rotul. Eu am venit în vizită la mine, că suntem cu... Ce s-a întâmplat, doamnă? S-a întâmplat că mi-a mușcat fetița de la mine din brață și mi-a fără oane și în jos. Și bărbatul mi-a mușcat la mână, da, și norocul că au răspuns vecinii săraci și au venit și m-au apărat, da, fetița. V-ați speriat, doamnă, rău? Da, făcut convulsii, crize, da, din cauza de la... Din prază.